Din postura de lider al clasamentului la 10 ani masculin, câmpul îngeanul Teodor Șerban, ACS Mățăua, și a participat sâmbătă și duminică la trofeul Silviu Gudinov, competiție de tenis ce s-a desfășurat în baza sportivă Omega din municipiul Brăila. A avut, așa după cum era de așteptat, o evoluție bună, ambiționat poate și de poziția în clasamentul general, iar la final a urcat de trei ori pe podiumul de premiere. A fost pe locul întâi la Simplu, tot pe locul întâi la dublu mixt alături de Roxana Florian din Brașov și pe locul secund la dublu băieți, avândul partener în terenul de joc pe Alexandru Bordei de la Iași. În competiția individuală, ce s-a jucat în format șah, grupă finală, Teodor Șerban a obținut 3 victorii și toate cu 2 la 0, trecând rând pe rând de Alex Ciobotaru, CSS Galați, Mihai Bordei, Coreco Iași și Radu Cornea, CS Cornea București.